Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, a participat ieri la un eveniment organizat de Biblioteca Județeană Alexandru Șaristia Aman, secția American Corner. La final, ambasadorul a explicat cum s-a ajuns la situația generată de fotografia cu steagul secuiesc. As part of that work, I travel, and like I am here in Craiova today, yesterday I was in Covasna County and on Monday I was in Harghita County. Ca parte a acestor eforturi, călătoresc prin întreaga țară, așa cum astăzi mă aflu la Craiova, ieri am fost în Covasna, iar luni în județul Harghita. And some of the political leaders that I met with in Covasna County yesterday asked me to take a photograph with them. Iar unii dintre liderii politici cu care m-am întâlnit ieri în județul Covasna mi-au cerut să fac o fotografie împreună cu ei. But I can assure you, as the ambassador of the United States of America to Romania, the only flags that are important to me are those two. Vă asigur însă, în calitate de ambasador al Statelor Unite în România, că cele singurele două steaguri importante pentru mine sunt cele două pe care le vedeți în spate. Este prima declarație oficială pe care ambasadorul SUA a făcut-o după scandalul apărut în urma fotografiei publicate de primarul din Sfântul Gheorghe, în care apare alături de Hans Klemm și steagul secuiesc.